Bună dimineața și bine v-am găsit! Nou episod din istoria propagandei, multe ziare și ceva răruț. Începem cu ziarele, stai să mi le trag mai aproape. 25 mai 90. Who the fuck cares about presa din anul 90? Program TV, hai să ne uităm ce era azi. 25 mai 1980 la televizor. Ar fi fost duminică și am fi avut emisiunile. Tot înainte, agenda pionerească. Prietene muzeului, șoimii patriei. Ansamblu folcloric Măgura din Codlea Brașov. Ăsta era MTV-ul. Viața satului la ora 10. Bucuriile muzice la 11.45. Integrala concertelor Opus 6, adică ceva grozav. Destrajă patriei, emisiunea Armatei Române. Album duminical. 13.05, umor și muzică. 14.00, aici un moment. Motherfucker Woody. Woody, bă, desen animat. Bă, aveam desene animate doar... Ai scrie 20 de minute. Nu erau niciodată 20 de minute. Erau două desene mari și late. Woody, ciocănitoarea, Bucul Clash. După care urma Buenos Aires la 14.45, cutezător spre viitor la 16.00, Iordania, imagini contemporane, 17.15, fotbal, transmisiune directă din ultima etapă a campionatului național Divizia A. În pauză, șah, cu maestra internațională Elisabeta Polihroniade. Telejurnal la 19, cântarea României la 19.15, film artistic Jocul de cărți la 20.25, cu Alberto Sordi, Silvana Mangano, DJ Manguno, Bate Davis. Apoi, telejurnal, închiderea programului și la revedere. La ora 10 se termină și cu televizor. Superb, absolut minunat. Mi-a plăcut. 25 mai 93, ghișce, se vorbea despre scumpiri. Multe scumpiri, ne-au tot scumpit-o. 25 mai 88, domnul Ceaușescu se întâlnea cu secretarul comuniștilor din Israel. Acolo se numea Partidul Muncitoresc. Iar aici mai avem o poză, vizita din Râmnicu Vâlcea, tovarășul și Ceaușescu. Hai să vedem grâu. Grâu, ca și azi, o prioritate a presei. Deșteptarea din 90 nu mă interesează. Și acum, ceva ce probabil n-ați văzut niciodată. Niște diplome de, și vă arăt una ca să înțelegeți povestea, ușurel că se rupe, aici. Alfabetizare. Este, dacă vreți, una din marile bile albe ale comuniștilor, după Revoluție. Era o problemă. După revoluție ideologică, după venirea comuniștilor la putere, marxiștii leniniștii veneau cu totul scris în cărți. Iar populația României, cea din publicul țintă, nu știau carte. Și atunci au zis, bă, cum le spălăm creierii la ăștia? Că e ca și cum ai cânta unui surd. Hai să-i alfabetizăm. Și au introdus cursuri în masă, câteva milioane de oameni au fost alfabetizați până la finalul anilor 50. Asta este din 1953, scrie aici. Și erau cursuri care se făceau pe lângă școli, prin fabrici, adică nu era atât de greu să... Cu un copil, ai văzut, te chinuiești un an de zile până învață să scrie, să citească, la adulți mergea mult mai repede, adică tot un an dura, dar cursurile erau puține, după program, câte o oră, maxim două, când învăța practic literele, cum să le scrie și cum să le pronunțe, și cuvintele basic, adică nu făcea nimeni gramatică avansată, moduri, genuri, supin, gerunziu, aducându-mi se, nu se mergea până acolo. Bă, știi să scrii, să citești, trebuie să înțelegi ce scriem noi aici și să poți să scrii ce te doare pe tine. Și aia era povestea. Și așa arătau diplome de alfabetizare. Ăsta e un lot ceva mai mare, de vreo 18 bucăți. Toate din perioada repere, pentru că, să vezi chestie, până în anii 60 au terminat cu asta. Deci România, în 1990, în ianuarie, avea sub 100.000 de analfabeți. În rest, toată lumea știa să scrie, să citească, ceea ce acum nu se mai întâmplă. La revedere, să ne vedem cu bine!